Uite. Uite-l. Mamă, ce loc fierbinte cu strapazane am găsit. Salutare! Astăzi am venit în căutarea șalăului. Sunt pe o barcă pe lângă București, pe Belciugatele. Am venit cu un echipament minim, ca să spun așa, da? Și am încercat să prind ceva șalăi, din păcate dimensiunea lor nu a fost cea care trebuie. M-am distrat, distracția a fost garantată, foarte mulți, foarte mulți scăpați, însă destul de micuți. Haideți să vedem cum a decurs partidul. Este destul de limpede. Strapazar, mă. Ferească Dumnezeu. Jesus. Am început în forță astăzi. Da. O să-mi fac o poză cu ăsta. Glumesc. Dar orice pește este binevenit și astăzi. Mai ales că e primul. Haide, fugi. Mi-era așa un dor de șalău, dar nu de ăștia. Mi-era dor, însă nu... Nu de ăștia imiși. Astăzi sper să prind și eu mai mare de atât. Nu prea este vremea lor. Jumatea lui septembrie, însă poate, poate. Pur și simplu m-am trezit cu el agățat de lângă mal de aici. Ia să vedem. Locul ăsta zice ceva. Un șalău frumos vreau astăzi, restul poate să fie doar grădiniță. Nu mă interesează. Apa foarte mică. Dau cu 5 grame, probabil că o să trec pe 3 grame sau 3 grame jumate. Să vedem cum evoluează situația astăzi. Nu prea îmi place genul ăsta de bălți cu apă mică de 1 metru, 1,5 metri, dar n-am ce să fac. Asta avem pe lângă București. Cu asta de filă. Am unul de aici lângă mal. Cred că la ora asta tot de pe lângă mal eu. Ia să vedem mai de o dată. Deci după apă de 30 de centimetri. Mă tot freacă la icre aici. Uite-l! Oh, bibănoi! Ah, a scăpat bibănoiul! Ah, ce biban era! Cât de tare! Deci de unde a putut să dea? Ia să vedem mai de ceva. Mi-a fost frică să mă înțep acum tare, că să nu trag vreun jig în ochi. Că e apa foarte mică. Da, unde stau? Uite-l! Uite bibonoi! Uite bibonoi! Că l-am păcălit, n-am mai scăpat. Sunt mai mult, se pare. Nu e doar unul. Ah! Mamă, dă chiar pe manivelă! Da, și nu dă cum trebuie, aia e buba, care are mult albitură, are multă mâncare la bot, nu e foame, rău, atacă doar, probabil că nu-i place ce vede. Uite-l, uite cât abibonoi. Deci nu s-a ferit nici măcar să atace dita mai gumă. M-au zăpăcit bibanezi.
Ăsta măcar a dat ca lumea, restul doar ciuguleau. Am crezut că este trapazar inițial. Ce ciocanie. Mic și sec. Iar mi-a scos bun. Nu am scos eu de asta. Am băgat în mobil. Uite. La paza. De papă de 30 cm. M-ai îmbrăcat? Ăsta e mai îmbrăcat. Hai că ați avut gura aurită cu șalău. Da, da. Nu e mare, da. Eu. Îi dau, îi dau. Haide. Nu ai nevoie. A scăpat. Da, da, nu are nimic, era micuț, nu era. Vreo 5-600 de... Vreo 5-600 de grame, cred că avea. Da, da, de papă de 30 de centimetri de aici. E mai tehnic la șalău. Zic, e mai tehnic la șalău, îți trebuie experiență ca să pescuiști. Nu, zic, da, de când am văzut că se trage la prăjire. Nu prea trage. De ce? Ăla mic de este sau care treabă? Are mâncare multă de asta naturală. Da? Da. Nu vedeți ce e pe balt? Că e plin de puiet. Mamă, dar ce urât, dă. Da. Mamă, dar dă de papă de 30 de centimetri. 30 de centimetri are o palmare pe asta. Eu să mai strâng un pic frână. Nu, era chiar mare. Așa, 35-40 de centimetri. Da, era punctat, mi-a scos gumele. Ha, e acolo și alău. În groapă aia. Limic ăsta. Trapazan. E șalău. Da, pui de șalău. Ce să fac cu el? E foarte bun de mâncat, dar pe la vreun kilogram, așa, nu așa mic. Ăsta e mic. Ăștia trebuie eliberați. Păi ca să înțelegi ceva din el. Că ăla dacă îi tai capul și coada, n-ai mai rămas cu nimic. Poftim? Da, e păcat de el că nu are timp să se facă mare. Iar șalăii cresc mari. Da, mentalitate. Am agățat, nu? Le-am stricat culcușul acolo. A, nu, e bine, e pungă. E bine că e pungă. Mamă, e de pungă. Uite-l. Mamă, ce loc fierbinte cu strapazane am găsit.
Moare, cred că stă de lângă mine. Ăștia trebuie eliberați ca să crească mari, ca să știți de la mine. De asta nu e biban? Nu, e șalo. Bibanul nu are dinți și bibanul e mai negricios așa. Și are altă formă, e cum e carasul gen. Mai bombat așa. Da. Da, dar și când pescuiești o zi întreagă și nu prinzi niciunul. Mam. Nimeni nu-ți garantează. Corect. Corect. Te duci cu dorința, Google. Corect. Da. Corect. Da, stă pe apă, cred că are 30 de centimetri apa asta aici. Ce are? 30 de centimetri, are două palme apa asta aici. Da? Da. A, și era aceea de la... Da. Oh! Te-a înșelat, da? Dacă ar fi să nu ratezi niciunul, n-ar mai avea nicio șansă peștele. Vă dați seama. Da. Mamă, dar e plin aici. De șalău? Da. E de ăsta mic. Păi, trebuie să fie și părinții pe undeva. Din păcate nu prea sunt, că... Sunt mulți care îl iau pe ăsta mic și nu mai apucă să se facă mari. Aia e buba. Chiar dacă e cu plată, n-ai ce să faci cu strapazanii ăștia. N-ai ce să mănânci din ei. Am fost cu cineva care o singură dată... Bine, eram în delta. În barcă... Mamă, ăsta a luat-o pe toată, i-a fost... A înghizit, e foame săracul. I-a fost foame rău ăsta. Și am văzut un plin de la ștucă. Da, o plăcere. La ștucă e mai diferit în delta, că acolo mulinezi în continuu. Aici trebuie să faci pauze, să simți substratul, să-l tatonezi, să vezi ce-i pe jos. Da, e puțin diferit. Da, sigur, în delta e în delta, dar zic așa, prima singură dată. Dar de ce nu stai acolo, te vezi? E bine să vii cu el așa pe lângă... Dacă mă duc acolo, pescuiesc mai mult pe vertical. Aici o trag mai mult târâș, așa. Dar uite că este... Dar e foarte mic. E foarte mult, dar e foarte mic. Am văzut pe partea cealaltă de câteva ori. Mă duc și pe partea cealaltă, dar să se mai ridice soarele. Dacă te duci pe partea cealaltă, acum dai cu soarele în ochi. Mamă, n-am mai prins atâția strapazani dintr-un singur loc. Da? Da. Am mai fost o singură dată la Frăsinet și dădeam chiar în canal unde curge. Cred că am luat 100 de dăștea în 2 ore. Da? Făcusem scurtă la mână, nu mai puteam. Și mare n-a venit niciunul? Mari se mai găsesc doar pe bărți de-astea unde ești obligat să-i eliberezi pe toți. Atât. Pentru că... Aici nu ești obligat să-i... Pe ăștia mici îl zice să-i eliberezi pe ăștia mici. Restul poți să iei cât vrei. Nu-l interesează. Însă îl interesează ca pe ăia mici să-i eliberezi. Da. Din păcate mulți nici asta nu respectă. Strapazan după strapazan azi. Da. Îmi place și mie la staționar, dar e mai antrenant așa la răpitor. Dar și la staționar e frumos. Dar undeva unde să ai activitate, să tragi de pești. Am înțeles că mi-a scos guma, am făcut o varză. Timpul să schimbăm guma.
să-i băgăm noi altă culoare, să vedem, vrea? Ia să vedem ce zice cu albastru ăsta. Cu verde m-am lămurit, unul după altul. Dar cu albastru ce zice? Cu glitterul ăsta așa prin el. Îl testăm. O, mamă, ăsta e mai mare. Ah, l-am scăpat. S-a pus cu burta pe ea. Era un solz de la mic. Mamă, ce m-a luat ăsta de mână, frescă Dumnezeu. Mult mai agresivi la albastru. Mult mai agresivi. Mult mai foarte agresivi. Doamne, dar ce hal m-a luat de mână. Ia, vină încoci. Deci, mai zic că nu e adevărat. Ia să vedem al omul. Hop. Deci a luat-o ăsta, a plecat cu totul, a luat-o și a plecat, n-a dat ciucană. Ca ștuca. Am recuperat-o, câteva lanseuri și schimbăm locul. Uite-l, strapazanu. Schimba locul, am venit pe coada bălții. Și aici, ce să vezi, tot strapazan. Stai mă ușor, că nu mai scap. Până nu-ți scot ăsta din nas, nu mai scapi, stai ușor. Îmi strici pe aici tot feng shui. Oricum te eliberezi, hai, fugi. Am curcat firul pe aici, mea. De lene să mă leg înaintaș. Am agățat de câteva ori, mi-a fost de lene să leg înaintaș. Și să mai încurcă firul, că e foarte fin. E foarte fin și să mai încurc. Ia să vedem mai lung. Ai plecat. Ieși. Ești rău, mă! Bă, ce ești rău? Uite că am prins pește, vezi? Și tu ești rău cu mine. Uite. Uite, vezi? Și tu mă latri. Eu prin pește, tu mă latri. Stai. De ce pleci acum? De ce pleci? Eu când zic că tu ești rău. Ești rău. Mă latri aiurea, eu dau la pește, îi eliberez și tu mă latri. Ia să vedem, mai luăm încă unul. Trebuie să fiu atent la ăsta, micu, că e cam parșiv așa, cam periculos.
frumos. Exact ce trebuie unul ăla. Așa până în kilogram. Exact, ieși de aici, ieși din boscheț, ieși. Nu mai e până în kilogram, are și un de kilogram, dar foarte, foarte nervos. Hai să urdăm și mergem cu ocazia asta, ca să nu mai scap. Așa e și acum, jig 2x0 cu 5 grame și un strapazan. Așa. Un strapazan foarte frumos, avea 4-500 de grame. Sunt foarte bătăioși. Hai să-l și eliberăm. Haide. Hai să vedem, te duci. Revină și te duci. Nu trebuie ținut acum pentru că apa este destul de rece. Pleacă singur. A plecat. Și probabil ultimele lanseuri le fac în zona asta. I-a început să bată vântul foarte tare. Nu prea mai am control pe jig. Nu pot să folosesc jiguri foarte mari pentru că apa nu este adâncă. Și cam ajunge, m-am distrat pe ziua de azi. Aș mai lua unul acum, pe sfârșit, ar fi foarte bătut.